Așa se probează cada. Prima dată se notează indexul de la apometru. Pasul 2. Dă un like pentru că mă ajută să-mi spui că nu am făcut filmul degeaba. Dă un share dacă ai cui și un subscribe la canalul Instalatorul Vesel București. Pune dopul la cadă și dă drumul la apă rece. Așteaptă să se umple. Cada din film s-a umplut în 38 de minute. Paranteză. Mă tot întreabă lumea de ce costă atât de mult o constatare a defectului. Pentru că cele 38 de minute de mai devreme sunt timp de lucru, iar dacă trebuie să fac 2-3 probe, am ajuns la aproape 2 ore numai ca să probez o cadă. Pregătește cronometrul de pe telefon, oprește apa, trage dopul și evident pornește cronometrul când l-ai tras. Cada s-a scurs în 8 minute și 4 secunde. Apometrul la final arăta valoarea din imagine. Scăzând numărul indicat inițial, rezultă un volum de apă de 0,257 metri cubi, ceea ce era de așteptat pentru o cadă de 1 metru și jumătate lungime. După efectuarea transformărilor și calculelor, rezultă o viteză de curgere a apei din cadă de 0,47 litri per secundă. Valoarea debitului măsurat este mai mică decât valoarea minimă a debitului specificată în standardul de canalizări interioare STAS 1795/87. Așadar, scurgerea căzii este neconformă. E adevărat că v-am învățat ceva ce nu știați? La schimb, dați-mi un like, un share și un subscribe la Instalatorul Vesel București. Clienții mă pot găsi la numărul de telefon din descriere. Am scris acolo pentru un copy-paste mai ușor. Dacă aveți ceva deștept de zis, lăsați-mi un comentariu. Altfel, abțineți-vă. Nu mă interesează cât de prost educați sunteți.